G2A, jocuri și prețuri de belea! Salut și bun venit la un episod de Farming Simulator 17 mod showcase pe BarbaNeagra. Astăzi ne uităm la un Kenworth. Este un tir, camion, cum vrei să-i spuneți, foarte fain. Foarte fain și nu mă așteptam să aibă culoarea asta. Asta a fost o chestie foarte neașteptată. Asta ar trebui să imite cumva, nu știu, o galaxie, ceva de cam întinsă pe sus și pe jos, dar din lateral pot spune că arată chiar fain. Are foarte multe elemente cromatice și reflectă din toate părțile. Și am observat o chestie care trebuie să o menționez. În partea asta există un mic drop frame. De exemplu, aici am un 55, ajunge uneori și la 53 de frame-uri, pe când aici nu am absolut nicio problemă, am un 60 constant. E o chestie, nu știu dacă e o chestie doar de la mine locală sau o chestie de la mod. Acum eu pe harta asta am foarte multe moduri instalate, așa că orice este posibil să... știi, adică toate posibilitățile sunt să fie din cauza mea, pentru că am cam terminat harta asta cu modurile astea. Le bag, le scot și așa mai departe. Bun, Kenworth-ul ăsta ajunge cam la 122 de km, cam așa are el. O să ne uităm și noi puțin în magazin și o să vă explic într-o secundă care-i treaba cu el. Îl găsim, bineînțeles, la categoria de trucks și costă 122.000 de euro. Prinde o viteză de 112.000 de euro, de kilometri, pardon, și prinde mai mult, credeți-mă, atunci când ai vale. Aici arată alb. Asta m-a cam dus pe mine în... Și mai avem aici câteva posibilități, dar la main color... tot alb este, adică nu scrie pe niciunde că este o culoare de univers sau stele. No, hai să cumpărăm una, doar ca să facem un test, să luăm una portocalie. Eu am varianta cu Nokian Tires. Putem să luăm Nokian Tires și de asemenea putem să mai luăm White Tires. Hai să o luăm și pe asta să vedem că sunt și o variantă pe negru la rims. De asemenea, motorul l-am ales să fie nu cel de 370 de cai putere, ci de 720 de cai putere. Deci da, mai avem încă 2-3 motoare între ele, deci avem de unde să alegem în funcție de ce bănet vrem să cheltuim. Din nou, el arată alb, dar în realitate nu este. Kenworth T600. Interesant, are întreținere foarte mică pentru tipul ăsta de utilaj, 135 de euro pe zi, mi se pare o nimica în toată și are o capacitate de 1325 de litri. Ceea ce e fain. Are și o grămadă de kilovați cu așa, deci puterea de tragere îi babană. Bun, hai să ne uităm puțin de la așa la el, pentru că e fain, ce să zic, adică în afară de faptul că pe partea aia e puțin de drop frame, el așa e foarte fain, adică sticlește în continuu, dacă mă mișc așa, el sticlește tot. Absolut tot. Scrie Kenworth foarte fain cu așa, ușurel așa, engravat am putea să spunem, nu? Cam așa. Nu știu dacă e îngravat sau e cu altă textură, nu-mi dau seama, s-ar putea să fie doar cu altă... ba nu, este îngravat. Adică tăiat cumva metalul, pentru că putem să vedem după aia cerul. Și foarte multe elemente cromatice, pacilișa. Bun, este mai cam high poly așa, așa că dacă aveți un calculator mai slăbuț, poate n-ați vrea să-l încercați pe ăsta. Asta este prima fază de lumină și doar atât are, n-are mai multe faze de lumină. Și pot să bag și un girofar? Nu avem girofar. Avem girofar? Nu, nu avem girofar aici. Credeam că e pe acolo. Dar avem și în spate. Avem? N-avem. N-avem nici în spate? N-avem. Dar avem semnalizări, uite. Avem cu alea așa jos semnalizări și văd și lumină de reverse. Da, marș arier. Deci alea de sus două. Mă întrebam ce fac alea de sus. Plus asta de aici, dintre cele două roșii, sunt practic luminile de marș arier. Așa, pe partea de jos este modelat. Și totodată texturat, cromat, bla bla bla. Uite, putem să vedem acilișa dacă ne băgăm. Asta este un truc, apropo, cum să vedeți mașină. O urcați pe ceva și după aia intrați cu camera în. Doar că trebuie să ai un mod de cameră instalat. Deci avem detalii chiar și pe aici pe sub. Nu prea trec pe aici des, așa că nu prea mă interesează. Dar hei, avem. Uite și motorul. Avem și motorul cu alea așa. Din păcate nu pot să... nu pot să deschid cumva... asta, capota, știi? Nici dacă mă dau jos, am încercat și nu mi-a apărut nimica. Aș vrea să deschid capota. Să ne uităm puțin la motorul ăsta, pentru că văd și un radiator cu alea. Nu este într-adevăr cel mai detaliat motor, dar uimitor că există. Posibil din cauza că avem grilul ăsta, dar nu se vede cine știe ce prin grill. Așa, next, avem interiorul. Interiorul e foarte fain. Este, nu știu dacă este autentic Kenworth, habar nu am, dar e ok. e ok, putem să facem un 360 de grade, avem chiar și o textură pe aceleși pe pereți. Pe sus nu avem mare brânză, deși ar fi trebuit, nu avem nimic pe bord, deși avem un borduleț foarte mic, dar avem textura asta de lemn și din câte mi amintesc eu Kenworth-ul cam așa are. Vă rog să observați geamul din stânga, pentru că are o sclipire de asta foarte faină, o reflexie din afară, dar nu avem mare brânză de reflexie pe parbriz. Ceea ce o putem considera ok, pentru că altfel ne-ar fi putut deranja. Avem și oglinzi, ele par ajustabile, dar nu vă lăsați păcăliți, pentru că, ei bine, nu sunt. Și cam atâta, ăsta a fost interiorul. Are și caracterul colea așa, avem animații pe volan, avem centuri de siguranță, deci avem toate lucrurile astea. Cât despre pedale și schimbător, nu se mișcă absolut nimic. Deci nu avem nimic mișcător pe acilișa. Cred că am ajuns la sfârșitul hărții, ar trebui să întorc. Așa, o chestie ce am observat-o și mi-a plăcut mult este că la viteze mari... Opa, sigur e de la hartă. Este următoarea chestie și anume, la viteze mari tirul este foarte, foarte controlabil. Nu știu cum au făcut chestia asta, deci eu prind acum viteză foarte, foarte mare, iar tirul este controlabil, așa mare cum e el, după cum bine vedeți, sunt pe un teren, pe un drum foarte, foarte înghesuit și mă descurc de minune. E ok. Deci asta mi-a plăcut foarte mult, pentru că de obicei vehiculele în Farming Simulator 17 la viteze mari nu prea mai sunt atât de bine controlabile. Așa că ăsta este chiar o super, super excepție. Deci poți să mergi cu viteză maximă cât vrei tu și e fain. E ok. Frâna, din nou, nu este instantă, ca la unele moduri, deci foarte irealistică, deci e ok, e chiar faină. Astea sunt cauciucurile Nokian, mi se pare că astea sunt luate de la celelalte moduri, așa că nu le menționăm prea mult. Și acum haideți să mergem și noi la magazin să vedem și cealaltă variantă. Mai am aici o variantă, deci măi șopule, uite-l aici. Am luat-o pe cealaltă? Nu, am zis doar că o iau, dar n-am mai luat-o. Firar să fie, stai așa că o luăm acum. Și am zis că luăm... nu, hai să lăsăm motorul ăsta. Main color îi dăm pe orange. După care la wheel setup îi dăm pe white tires și rarim pe negru. Da? După care toată treaba ne-a ajuns la 124.500. Deci e chiar un Kenworth foarte ieftin ăsta. E chiar fain. E chiar fain. Ok, văd că acum ne-a dat aceeași textură verzuie. Aceeași textură de univers, cum ar veni, doar că de data asta verzuie. Mă, nu știu ce să zic, nu-mi displace, pot să zic că nu-mi displace, dar în funcție de textură poate să pară nasol. Problema e următoarea, și anume eu am ales portocaliu, nu verde. Să fie greșeală, eroare de om, este, și hai să selectăm alta. Hai să selectăm o culoare, ai roșu, roșu este destul de distinctiv, corect? Corect. Și galben la rims. Dacă îi dăm ok, ce ne-a rezultat aici? Ce pocitanie de Kenworth ne-a... rezultat. Oh, ok, deci pe roșu nu avem posibilități. Dacă selectăm roșu, nu avem textura de univers, dar hei, mi-a dat rimsurile galbene aici și negre în partea cealaltă. Și văd că singura culoare este modificată e aici în spate. Ok, și cu o gagicuță colea. În regulă, înseamnă că culoarea principală nu o schimb, este aleatorie sau care-i treaba? Astea sunt cauciucurile wide, apropo. Astea le-am luat noi, astea sunt wide, le putem compara cu celelalte care sunt câte 2-2 și astea sunt mai babane, mai groase. Mă, destul de fain, doar că nu știu care-i treaba cu asta, cu culoarea. Asta e ceva ciudat. În fine, aveți linkul în descriere dacă vă interesează acest Kenworth, are el chichițele lui. Sincer, mi-ar fi plăcut să funcționeze un pic mai bine, dar v-am menționat și chichițele pentru că pot fi deranjante uneori. Asta e mai mult. Asta e un gri metalizat decât un... Da, asta categoric nu e roșu. Categoric nu e roșu. Bun, sper că v-a plăcut. Linkul în descriere. Până data viitoare, v-am salutat!